Bună seara, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, dragi spectatori și telespectatori. Iată o minune. Suntem la cea de-a 52-a ediție a prestigiosului festival internațional Crizantema de Aur Târgoviște 2019. Atrag sub patronajul Comisiei Naționale a Romanței pentru UNESCO. Suntem actorii Silviu Biriș și Miruna Ionescu și ne bucurăm să ne întoarcem aici, la Târgoviște, în cetatea Romanței, în acest loc plin de muzică și poezie, în care nostalgii domnatice, reverii și aducerea minte, fără leac, se revărsă peste sufletele noastre ca un suspin prelung al unui cântec nemuritor numit Romanța. Căci romanța este cea care de ani de zile reușește să ne adune pe toți cei ce prețuim acest gen muzical și să spunem într-un glas: cântați romanțele, iubiți romanțele. Da, vom cânta și vom iubi romanța atâta timp cât suflare românească va exista pe acest pământ și continuarea acestui festival vine să întărească promisiunea pe care marile personalități ale acestui gen muzical au scris-o acolo, undeva, în stele, și pe care noi, cei de astăzi, încercăm cu sfială, cu respect, cu dăruire, dar mai ales cu iubire, să o ducem mai departe. Romanța nu trebuie să piară niciodată.